Salutare și bine v-am găsit. Am spus-o de mai multe ori, dar simt nevoia să mai fac încă un clip, să mai lămuresc anumite lucruri, mai ales că primesc foarte multe întrebări de la cei ce sunt noi în pescuitul la feeder despre momelile de cârlig. La ce momeală de cârlig am avut cel mai multe rezultate, ce brand, ce mărime, ce aromă, mai ales că în piață, dacă mergeți în orice magazin sau orice site deschideți online, o să vedeți că oferta de momel de cărlig dedicată pescuitului la metod feeder în special este foarte variată. Și de aici e greu să faci o alegere, mai ales că ați văzut pe bălți la concursuri se obțin diverse rezultate cu diverse branduri. Așa cum am mai spus eu nu cred în în aroma momelilor de cârlig, în sensul că ele pot face o diferență colosală între un pescuit cu rezultate slabe și un pescuit cu rezultate mai bune. Țin să cred că rezultatele bune sau cheia unui pescuit cu rezultate nu constă în brandul momelii de cârlig sau în aroma acesteia, ci mai mult în tipul de nadă folosit, mecanica ei, localizarea peștelui, pescuitul precis, pescuitul pe vad, pescuitul clipsat, pescuitul precis, ansamblu, momeală de cârlig, cârlig, felul în care lucrează montura, mecanica acesteia. Deci, prin urmare, ar trebui să ne concentrăm pe aspecte ce sunt mai importante decât brandul ul de cârlig. De asta astăzi o să vorbesc strict despre ce cred eu că este important și anume culoarea. Într-adevăr, am observat o diferență mare în pescuitul la metod atunci când urmărim crapul, de exemplu, în culoarea momelii de cârlig. Din punctul meu de vedere, asta influențează cel mai mult și pe lângă asta, pe lângă culoare și felul în care momela de cărlig echilibrează montura, adică se echilibrează cu cărligul folosit. De asta recomand tuturor în bacul de nadă sau într-o în cutie, într-o găletușă, cum vreți, puneți apă, faceți test cu momela de cărlig atașată monturii, atașată cărligului fie încercați pe bandă, încercați pe spin, încercați diverse mărimi de cârlige, încercați diversi producători, până găsiți o montură sau o mecanică ce să vă, ce să vă convină. De asemenea, din felul în care sunt înțepați peștii, vă mai puteți da seama dacă Uh, cârligul este prea ridicat de pe substrat în momentul în care aveți peștii harponați adică uh, cârligul nu înțeapă uh, gura peștelui nu înțeapă în buza de jos sau uh, unde ar fi o montură perfectă înțeapă de lateral înțeapă de cap, de gât, de ochi ok, uh, să trecem la subiectul zilei culorile momelilor de cârlig din punctul meu de vedere am să încep cu uh, culoarea ce mi-a dat cele mai puține rezultate, adică pe locul 3, să zicem, ar fi rozul. Din punct de vedere al unui top personal, ar fi pe locul 3. Pe locul 2, albul. Am pescuit foarte mult cu alb sau am avut rezultate foarte bune în momentul în care era foarte norat. Deci în momentul în care nu aveam o luminizitate foarte bună apa era foarte tulbure și în primele ore ale dimineții și către, către seară. Iar pe primul loc, portocaliu. Dacă ar fi să mi aleg o singură culoare, probabil, adică mai mult ca sigur, portocaliu ar fi. Cele mai multe rezultate le-am obținut la culoarea portocaliului. Asta este topul meu personal. Chiar mi-ar plăcea să văd în comentarii, să-mi spuneți din toate culorile folosite în care aveți cea mai mare încredere sau care v-a adus și mai mulți pești vorbim strict de pescuitul la metod în căutarea crapului având ca pește țintă crapul portocaliul locul 1 pentru mine locul 2 urmat de alb cu specificația că îl folosesc predominant în momentul în care este întunecat este norat sau în primele ore la dimineții când soarele încă nu, nu a răsărit. Iar pe ultimul loc, rozul. Din punct de vedere al mărimii, cam astea sunt mărimile pe care le folosesc. Am aici niște momel de cărlig, le-am măsurat cu șublerul. Aici am undeva la un diametru de 8 mm, 8 mm cu lungime 10 iar aici undeva la 6 cu lungime 8. Deci cam să vă faceți o idee, cam astea sunt mărimile ce le folosesc. Atunci când pește se hrănește, se hrănește bine. Bineînțeles, primăvara de vreme folosesc poate chiar și un 5-4 mm și cârlige mai mici. Dar acum, în perioada asta când pește se hrănește bine, merg pe, pe momeli ușor mai mari ca și, și dimensiune. Cam atât pentru astăzi. Uh, V-aș fi recunoscător dacă în comentarii mi-ați scrie un, mi-ați face un top 3 personal al vostru în ceea ce privește culoarea uh, momelii de cârlig. Nu e vorba de aromă, nu e vorba despre branduri, nu vorbim despre branduri pentru că nu, 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 despre asta e vorba și nu cred în, în anumite uh, nume de pe cutie, însă cred în culoare și într-o mecanică uh, a cârligului plus momeala de cârlig. Până data viitoare, tuturor fire întinse!